Nu? Poziția inițială este în... Stați dracu pe loc toți în intersecție și se duce în... Cei care vin din stânga trebuie să stea dracu pe loc sau cei care vin din dreapta trebuie să stea dracu pe loc. Impecabilă execuție, domnule ofițer. Vă citește, tăi. Bine ați venit la un nou episod de vlog. Astăzi o să filmăm un antrenament de puși și sunt aici împreună cu prietenul meu, Marian Godină. Și urmează să vă arătăm, nu știu, unul dintre cele mai elocvente antrenamente pe care le-ați văzut în ultimul timp. Stay tuned! Bă, Robert, ce muzică asculți? Out. S-a închis. S-a închis? Vreau acum să vă închipuiți toți ce are el în căști. Dați-vă și voi, se încălzește cu 50 de kg. Impresiv. Fac 100 de repetări pe melodia 100 de repetări, asta. Da. Nu te aud, nu-mi pasă ce spui. Vezi că ți-ai amendă dacă mai vorbești cu mine în serie. Am început ca de obicei cu un dumbbell press, de data asta pe plan orizontal. O să terminăm aici 3 seturi la epuizare, iar ultimul set va fi cu o tehnică de intensitate, cel mai probabil Mio set, că e foarte convenabil. După care trecem la următorul exercițiu. Stay tuned. Chile de blochez și iteme noi. Ăștia sunt ochelarii plus 10 strength. E orice om pe care îl găsești pe stradă. Probabil e supărat că nu-i fac spot. Ăla e. Bun, am trecut la al doilea exercițiu, care este un împins în plan înclinat la scripete, din cauza că sala este goală astăzi și doar a noastră ne permitem să facem exercițiul ăsta, pentru că altfel, în mod normal, ăsta ar fi full aici și ne-a încărat foarte mult cu banca. Un exercițiu foarte bun pentru partea subclaviculară. După cum puteți vedea, Robert lucrează și parțiale până la epuizare. Nu e frică să ne arate asta, chiar dacă nu este corectă mișcarea. Ce căcat am auzit? trolling. Bună ziua, dragi cetățeni. Acest exercițiu poate fi vizualizat contrar altor exerciții pe care le putem vizualiza ca fiind condusul pe drumuri din localitate, unde aveți limita de viteză de, să zicem, 4-5 secunde pe repetare. Acest exercițiu poate fi un fel de condus pe autostradă, adică putem să facem un tempo concentric puțin mai agresiv, putem să atingem 150 de km pe oră. Ar depinde și în ce țară ne aflăm, într-adevăr. Bun, haideți să vedem. Deci, ne așezăm pe autostradă, pieptul sus și de aici, concentricul 150 la oră, excentricul drum județean. Așa veți evita amenziile și veți optimiza hipertrofia. Numele meu este doctor testosteron și astăzi să vă arăt cum să faceți o serie la cable crossover. Locotenentul testosteron. Tost. Sergentul tren. Așa. Capitanul Anavar. Tren hard, Anavar give up. Bun. Facem cable crossovers pentru partea inferioară a pectoralului. Și aceasta este tehnica de execuție. E foarte incomodă pălăria asta. Nu e așa? Și cum reușești? Să stau 2 ore pe live cu ea? Nu înțeleg. Yes. Vedeți acea roșeață de la nivelul gâtului?
Acela este infarctul miocardic acut. După acest video se va termina. Bă, făceam la mișto, nu ziceam chestii serioase. Următorul exercițiu este extrem de important pentru orice ofițer din poliție, deoarece îți îmbunătățește această mișcare de oprește-te în morții tăi la stop. La stopul polițistului, desigur, nu la semnul de stop. Nu? Poziția inițială este în... Stați dracu pe loc toți în intersecție și se duce în... Cei care vin din stânga trebuie să stea dracu pe loc sau cei care vin din dreapta trebuie să stea dracu pe loc. Impecabilă execuție, domnule ofițer. Vă citește, tăi. Un ofițer de poliție de calitate are un triceps de calitate, pentru că în momentul în care înmâni amenda, înțelegeți, trebuie să faceți această mișcare și trebuie să fie explozivă, să înțeleagă subiectul, să înțeleagă, ai vrea să iei pacientul cu aia. Mie îmi știi în rol. Diagnostic. Chifoi. Trebuie să înțeleagă chifoiul că merită amenda și că va trebui să o plătească. Ba chiar mai mult. Va trebui să aștepte 2 săptămâni și să o plătească full, nu redusă. Așa că vom face următorul exercițiu. Cu extensie deasupra capului. Va scrip. Mamă, e greutatea de la primul exercițiu. Hai de cap. Așa. Ne și explicați tehnica, vă rog? Nu prea pot să mă concentrez, că simt că ating cu cablurile. În CPU? Ah, iar să-mi cadă. Nu e nicio problemă, încercați să vă concentrați. Așa, coatele orientate ușor spre exterior, să vină mișcarea natural. Blocăm în extensie, controlăm negativul, iar concentricul este semi-exploziv. Nu are nimic, mulțumim domnule ofițer. Puteți să faceți și un outro al vlogului nostru, să ne spuneți ce ar trebui să urmărească oamenii de acum înainte, ca să nu fie urmăriți. Întotdeauna când vă antrenați să folosiți ProSof, altfel amenda e... De la Vitabolico Ciprian Tutubu. Amenda constă în 3 seturi de 10 palme pe ceafă. În momentul în care folosiți greutățile trebuie să le puneți la loc, altfel amenda este de 7 pulane ori 5 seturi. Pulane în locuri aleatorii. Așa. Întotdeauna să avem un tempo controlat la orice exercițiu facem. Aici amenda constă în... Va trebui să vă uitați la un vlog întreg cu Andy Popescu. Așa. Cam asta ar fi tot. Poliția fitness-ului vă salută. O zi bună!